Voiam să discutăm puțin despre consultațiile online. În România, momentan nu se știe foarte multe despre acest lucru, adică și din punctul de vedere al pacienților, dar și din punctul de vedere al medicilor. În străinătate, această formă de medicină este utilizată de mult timp și atât în spitale publice cât și private, deoarece anumite investigații sau cererea părerii în anumite patologii poate fi efectuată chiar la distanță. Este folosită frecvent în momentul în care, de exemplu, un medic are un diagnostic, dar totodată are nevoie și de părerea unui medic de pe o altă specialitate, atunci îi trimite în format digital dosarul pacientului respectiv și îi cere și părerea. De exemplu, să spunem că am o pacientă cu infertilitate. Pacienta nu poate rămâne însărcinată, iar în urma analizelor pe care i le-am recomandat, suspicionez că principala cauză a infertilității ar fi o dereglare hormonală, care poate fi, de exemplu, de la nivelul creierului, din cauza glandei hipofize, din cauza hipotalamusului. Suspicionez că ar fi ceva acolo, datorită markerilor hormonali pe care i-am evaluat, astfel încât aș avea nevoie și de un consult de la un medic endocrinolog. În primă fază, aș putea să trimit dosarul electronic al pacientei împreună cu rezultatul analizelor și investigațiilor, plus părerea mea către medicul endocrinolog, acesta să se uite pe ele, să-i recomande pacientei din punctul lui de vedere ce analize suplimentare ar mai fi necesare, iar apoi pacienta când are toate analizele respective și toate investigațiile, atunci practic să meargă fizic la medicul de specialitate respectivă, în cazul nostru medicul endocrinolog. Deci, practic, pacienta în cazul acesta va merge o singură dată la medicul endocrinolog, și nu de două ori, deoarece în mod normal ar trebui prima oară să meargă, el să-i recomande analize, apoi ea să meargă să le facă, apoi să revină din nou la medic. Se pierde mai mult timp, este mai complicat, se aglomerează și programul medicului în condițiile respective, etc. Deci, practic, așa pacienta va merge o singură dată cu investigațiile necesare. Bineînțeles, dacă va considera în urma lor că mai este necesar să facă și alte lucruri, se pot face ulterior și aceste recomandări și investigații. Dar este mult mai rapid în felul acesta. Pe de altă parte, sunt multe paciente din alte orașe. De exemplu, eu am paciente care nu sunt din București, sunt din toată țara, astfel încât le-ar fi greu să vină de mai multe ori. Sau, de exemplu, sunt paciente care au făcut anumite investigații la un medic din orașul din care fac parte și apoi doresc o altă opinie la un medic care poate se află în alt oraș. În această condiție, ar fi mult mai ușor, în primă fază, pacienta respectivă să trimită dosarul pe care îl are efectuat deja, adică analizele, investigațiile, consultațiile pe care le-a făcut în format electronic online. După ce a analizat dosarul electronic al pacientei, adică analizele pe care le-a trimis, investigațiile, consultațiile, îi poate da anumite recomandări. De exemplu, poate are nevoie de încă o consultație de la o altă specialitate. Poate are nevoie de o anumită trimitere de la medicul de familie. Poate are nevoie de anumite analize complementare de sânge, să spunem, care se pot efectua gratuit la medicul de familie, astfel încât în momentul în care pacienta vine la consultație fizic în orașul respectiv, de exemplu în cazul meu în București, să aibă toate aceste documente la ea. De multe ori se întâmplă, pacienta vine, apoi îi recomand, uitați, mai faceți analizele X, se duce înapoi acasă, iar face analizele respective, iar se întoarce. Deci, practic, ajutăm foarte mult pacientul prin faptul că îi oferim un suport de telemedicină, un suport de medicină online. În plus, folosirea anumitor platforme, anumitor site-uri specializate pentru telemedicină, adică pentru consultații online, ajută atât medicul cât și pacientul din punctul de vedere al confidențialității datelor. De exemplu, în momentul în care pacienta îți trimite, cum se întâmplă frecvent, analize, întrebări,
consultații pentru o altă, pentru o opinie pe rețele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe mail, pe WhatsApp, etc., nu sunt protejate aceste date de GDPR. În schimb, în momentul în care aceste informații sunt transmise medicului prin intermediul unei platforme specializate pentru telemedicină, sunt protejate datele pacientei, totul se află, se face într-un mod profesional. Pacientele mele știu că le răspund la orice oră, din zi și de noapte, fie sâmbătă, fie duminică, fie sărbătoare, înainte păstram legătura cu ele pe rețele de socializare sau pe telefon, WhatsApp, etc. În schimb, pentru siguranța tuturor, este mai bine să folosim niște platforme specializate. Până acum nu exista această variantă. Dar având în vedere că ne îndreptăm și noi spre telemedicină ca și alte țări civilizate, este mult mai bine să se folosească acest mod de comunicare între pacient și medic. În această perioadă mai ales, știți că se recomandă să nu le prezentăm la spital sau la o consultație, decât în cazul în care aceasta reprezintă o urgență. Însă multe paciente nu au cum să-și dea seama dacă problema pe care o au ele reprezintă sau nu o urgență. Trebuie subliniat faptul că atunci când mergeți la spital sau la o clinică, vă expuneți totuși un risc de a contamina coronavirusul pe stradă, pe drumul spre locul respectiv și în clinica respectivă. Oricum ar fi, acolo sunt prezenți și alți pacienți, pot fi purtători sănătoși, deci nu trebuie să vă asumați un risc dacă nu este necesar. Dar cum puteți să știți dacă este necesar să mergeți de urgență sau puteți să temporizați această problemă? Să știți că în multe specialități, simpla discuție cu pacientul îi poate oferi medicului suficiente informații, astfel încât să îi poată recomanda pacientului să meargă de urgență la o consultație sau la o cameră de gardă, sau îi poate spune că problema lui poate fi temporizată, să-i ofere un tratament și să-i explice care ar fi simptomele de alarmă la care ar trebui să fie atent. De exemplu, chiar și în cazul ginecologiei, care teoretic te-ai gândit, cum și eu m-am gândit inițial, că nu-i pot oferi foarte multe detalii pacientei printr-o consultație online, pentru că, evident, la ginecologie trebuie să vezi pacienta. Totuși, am observat în urma pacientelor care m-au contactat că multe lucruri pe care le deranjau pe ele, de fapt, nu reprezentau o urgență. Ca exemplu, majoritatea pacientelor care m-au contactat erau, în primul rând, speriate de faptul că menstruația nu a venit în momentul în care trebuia. De exemplu, ori a întârziat să apară, ori a venit mult mai repede decât ar fi fost trecut pe calendar. În ce condiții acest lucru reprezintă o urgență? În primul rând, ele trebuie să facă un test de sarcină. Deci dacă vi se întâmplă să întârzie menstruația sau chiar și să vă vină mai repede, primul lucru este să faceți un test de sarcină. De ce? Deoarece o sarcină sau mai ales sarcina extrauterină este într-adevăr o urgență medicală și chirurgicală care trebuie luată în considerare. Astfel încât, atâta timp cât am exclus posibilitatea unei urgențe, putem să ne gândim la alte cauze pentru deregrarea ciclului menstrual, cum ar fi tulburări hormonale sau pur și simplu stresul. Trebuie să știți că, datorită perioadei în care ne aflăm, care stresează foarte multe persoane, aș putea zice că foarte puține persoane nu sunt stresate în această perioadă, deci este ceva normal, ne afectează organismul, ne afectează hormonii din organism, echilibrul lor, astfel încât să știți că este foarte frecvent ca menstruația să fie puțin dereglată, ori să vină mai repede, ori să vină mai târziu. În cazul în care testul de sarcină este negativ, nu reprezintă acesta un motiv să vă prezentați de urgență la medic. Al doilea lucru despre care aș vrea să vorbim
Reprezintă durerile. Multe paciente mă contactează pentru că au diverse dureri. Totuși, în condițiile în care, de exemplu, au și o dereglare de ciclu menstrual, menstruația nu a venit când trebuie și acest lucru este însoțit și de o durere, putem să ne gândim la un chist ovarian, de exemplu. În ce situații ar fi acest chist o urgență? În momentul în care el se torsionează sau în momentul în care se sparge, el reprezintă o urgență medico-chirurgicală. Astfel încât e foarte important să discut cu pacienta despre caracterele durerii pe care ea le simte. Astfel încât putem face o distinție între o urgență și o situație care nu reprezintă o urgență în funcție de caracteristicile durerii, dar trebuie o discuție amănunțită cu pacienta. Durerile pelvine pot fi date de prezența unui chist ovarian, așa cum am spus, pot fi cauzate de o infecție urinară, de exemplu, pot fi cauzate de o infecție genitală. Lucrurile acestea totuși se pot, într-o oarecare măsură, suspiciona în funcție de răspunsurile pacientei. Deci sunt importante întrebările pe care le adresez pacientei într-o astfel de consultație în care nu o vezi fizic. Dar totuși ce e important este că se poate face distinția între o urgență care necesită ca pacienta să se prezinte imediat la spital sau o patologie care nu necesită deplasarea ei în momentul respectiv. De exemplu, am avut un astfel de caz cu o urgență. Ce s-a întâmplat? Pacienta mi-a spus că seara a avut o durere bruscă în abdomen, care practic cuprindea tot abdomenul și partea de mijloc și stânga și dreapta, fără să iradieze în partea lombară în posterior, astfel încât să te gândești la o patologie renală, poate, fără să se ducă această durere pe picior, fără să se amelioreze la tratament. În seara respectivă ea luase antiinflamator și antispastic și a doua zi când m-a contactat și am întrebat-o ce a luat și cum s-a modificat durerea, mi-a spus că nu s-a modificat în urma tratamentului. Am mai întrebat-o dacă se știe cu anumite probleme ginecologice și mi-a spus că la un moment dat a avut un chist ovarian. Am întrebat-o despre poziția antalgică, adică în momentul în care stai în o anumită poziție, dacă durerea este mai accentuată sau se diminuează, etc. În urma acestei discuții, i-am recomandat să se prezinte de urgență la spital, deoarece am suspicionat un chist ovarian care s-a rupt și care sângerează. Astfel încât ea a mers la spital, într-adevăr a fost necesară internarea pentru a o ține sub supraveghere, însă pe parcursul nopții acest lucru avea loc în jurul orei 22. Pe parcursul nopții starea ei s-a înrăutățit, astfel încât spre dimineață a trebuit să intre în operație, să se intervină chirurgical, pentru că acel chist, sângerarea din acel chist care s-a rupt, nu s-a oprit spontan. Și starea ei s-a înrăutățit, deci este foarte bine că era internată în acel moment. Acesta este un singur exemplu, însă putem să ne dăm seama că uneori e important și o discuție cu un medic pentru a vă recomanda anumite lucruri. O altă categorie de paciente cărora le ofer consultații online sunt gravidele. Bineînțeles, nu pot să fac o ecografie prin telefon, nu pot să observ clinic pacienta. În schimb, sunt anumite lucruri care îți atrag atenția. De exemplu, multe gravide pe parcursul sarcinii au infecții urinare pe care poți să le diagnostichezi doar prin simpla anamneză, în momentul în care pui o serie de întrebări și în funcție de răspuns poți să-ți dai seama dacă la ce nivel este infecția respectivă și ce ar fi indicat ca și tratament. Bineînțeles, nu poți să faci prin telefon o analiză a un sumar de urină sau o antibiogramă să vezi germenele implicat în urocultură. Nu poți să evaluezi exact anumiți parametri. În schimb, dacă pui în balanță
faptul că în momentul în care pacienta gravidă s-ar prezenta la o cameră de urgență pentru o simplă infecție urinară care este de grad scăzut și pui în balanță faptul că s-ar putea infecta cu coronavirus în mijlocul de transport până la spital, în camera de gardă, etc., atunci totuși înțelegem că ar fi mai bine să adreseze online o întrebare medicului înainte să se prezinte fizic la o consultație. Deci, în această situație, de obicei recomand pacientei un tratament în funcție de simptomele pe care mi le descrie și îi explic că în cazul în care simptomele după o zi se agravează sau nu dispar, sau se simte mai rău, sau apare febra, sau simte că bebelușul nu se mai mișcă așa cum trebuie, sau se întâmplă orice cu starea ei generală de sănătate, în momentul respectiv să se prezinte de adevăr la spital sau să mă contacteze. Dar în primă fază, majoritatea infecțiilor urinare de acest fel sunt pur și simplu simptomatice, îi dau senzația neplăcută paciente de a urina des, o ustură, o doare și își dorește ceva rapid care să îi amelioreze simptomatologia. Un alt lucru important care supără graviduța este starea de răceală. Simptomele specifice răcelii, de ce, în mod special pe graviduță, deoarece ea nu știe exact ce tratament are voie să ia, ce pastiluțe sunt contraindicate în sarcină și ar putea să ceară sfatul medicului printr-o consultație online. Bineînțeles că nu putem să facem un diagnostic diferențial între răceală și gripă și coronavirus, etc., prin telefon, dar să știți că dacă pui întrebările potrivite, într-o proporție destul de mare, poți să îți dai seama de caracteristicile simptomatologiei pacientei. Astfel încât graviduța poate afla ce tratament poate lua și, de asemenea, îi se va recomanda în cazul în care apar anumite semne și simptome să se prezinte de urgență la spital. De asemenea, de exemplu, pacientele care au născut pot solicita consultații online cu privire la diverse simptome neplăcute care apar în timpul alăptării. Pot fi anumite dureri, anumite stări care o deranjează pe pacientă și care pot fi rezolvate telefonic în urma discuției cu medicul respectiv. Și partea mea preferată o reprezintă cuplurile cu probleme de fertilitate. În această perioadă, toate procedurile de reproducere umană asistată au fost întrerupte la noi în țară, precum și în alte țări. Atât Asociația Europeană de Reproducere Umană Asistată, cât și Societatea Americană de Medicină Reproductivă au recomandat ca în această perioadă a pandemiei să se întrerupă aceste proceduri. De ce? În primul rând, deoarece nu înțelegem exact care este mecanismul acestui virus și nu-l înțelegem în totalitate. Astfel încât, pe termen lung, nu știm dacă poate da probleme atât persoanelor gravide, deci să afecteze dezvoltarea embrionului și fătului pe parcursul sarcinii în cazul în care virusul este contactat, astfel încât se preferă să se amâne aceste proceduri pe perioada în care riscul de a contacta coronavirusul este foarte mare. Totodată, chiar dacă pentru părinții care, viitorii părinți, este